Marea Unire a fost sărbătorită astăzi la Chișinău prin organizarea unui marș de comemorare. Deși inițial tinerii protestatari au anunțat că vor face un lanț viu de la Parlament până la fostul sediu al Sfatului Țării, ei au preferat să scandeze în marș lozinci unioniste și anticomuniste. Mai aproape de hotare, ca să trecem granița. Unire! Unire! Jos hotarul de la prut! Jos hotarul de la prut! Unire! Unire! Dar unirea a durat 22 de ani. Am vrea, eu cel puțin, personal, sunt unionist, aș vrea ca acel act să se repete, dacă nu azi, mâine sau poi mâine, dacă nu actualul Parlament, cel puțin următorul care va fi ales în 2009. Noi vedem o strânsă colaborare de parteneriat strategic bilateral cu România pentru a putea aduce Republica Moldova mai repede în Uniunea Europeană. La 27 martie 1918, deputații din Sfatul Țării au semnat Actul Unirii Basarabiei cu România. Declarația despre unirea Basarabiei cu România a fost semnată în clădirea Sfatului Țării, în prezent sediul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Studenții acestei instituții știu în ce fel de clădire învață, dar nu toți cunosc semnificația evenimentului istoric din 27 martie. Această zi, de exemplu, pentru mine nu semnifică nimic, eu ce învăț. Nu, ziua de 27 martie 1918. Sau ce crezi tu despre unirea Basarabiei cu România? Nu pot să spun nimic acum. Știm doar atât că clădirea noastră are o importanță foarte deosebită. Din punct de vedere că ea este ca un muzeu pentru noi. Consider că, într-adevăr, trebuie să fie o unire, fiindcă atunci când va avea loc unire, poate și cultura noastră va deveni mai prosperă, va crește, va înflori. Evenimentul de astăzi nu a trecut fără arestări operate de organele de drept. Trei activiști, Ghenadie Brega, Vasile Costuc și un român, Vlad Pârău, au fost reținuți de polițiștii Comisariatului de Poliție Buiucani în dimineața zilei, în timp ce împărțeau fluturași în scuarul Operei Naționale. Nici Vitalia Pavlicenko nu a scăpat fără a fi abordată de polițiști. Ea a fost surprinsă în timp ce smulgea un act din mâinile polițiștilor. Ziua Marii Unire este tratată în contradictoriu de societatea noastră. Cât mai repede o să ne unim și o să repetăm evenimentul din 1918, la 27 martie, cu atât mai bine pentru toți cetățenii acestei republici. Așa oamenii vor fi mult mai uniți între ei, vor crede mult în țară. Bună. Eventuale încercări de unire, cel puțin în perioada imediat următoare, ar da greș. Însă sperăm că totul va fi pe viitor cel puțin bine. Bine, limba este română. Limba este unică. Unirea... V-am spus părerea. Mai bine era când rușii erau plecați și când rușii erau plecați și românii nu erau veniți.